din cele aproape 30 de cărți care au apărut la Bookfest până la târgul Gaudeamus, la Humanitas Fiction, am ales, pe lângă cele care au lansare, doar 3 pentru încheierea de astăzi. Unul dintre cele mai frumoase romane ale lui Romain Gary, ultimului roman apărut în 1980, înainte de se sinucide, este un roman de dragoste, având ca fundal cel de-al doilea război mondial. Romain Gary superb arată în acest roman că nu trebuie să ne amăgim în ceea ce privește inerența umanității a ființei umane, deși trebuie să sperăm tot timpul că așa este. Un volum, primul volum de 7 povestiri scrise de Yukio Mishima, sunt povestiri care închid în ele lumea contorsionată a lui, cu iubiri monstruoase, iubiri fără noroc, cu personaje care transcend taburile, personaje care ajung la crimă pentru iubire sau cu victime inocente. Găsim aici un registru foarte larg, de la analizele fine ale lui Stendhal până la personajele malefice și bântuite ale lui Dostoevski. Cel mai nou volum a apărut în seria de autor Mario Vargas Llosa. Este un volum de căpătâi nu numai pentru cei care se consideră liberali sau care au o gândire liberală. Toată lumea trebuie să-l citească. Este o pleadorie pentru apărarea liberalismului, atât din experiența personală al Mario Vargas Llosa, care știți că a pornit de la marxism și care a trecut prin Sartre ca să ajungă la liberalism, dar ce e important în această carte este dialogul interior al lui Mario Vargas Llosa cu 7 dintre marile personalități ale liberalismului, și anume Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Alcide Berlin, Raymond Aron și Jean-François Revel. Este o carte care, dincolo de partea autobiografică, scrisă superb și cu foarte mult umor, mai ales întâlnirea lui Isaiah Berlin cu Bertolt Brecht, de exemplu, care era o fină intelectuală, nu așa cum s-a spus, că nu citise nicio carte, până la portrete formidabile și analize ale operelor de căpătâi al acestor mari liberali.